Un adolescent din comuna Bobota este cercetat acum în stare de arest preventiv pentru furt calificat și conducere fără permis. Detalii mai multe aflăm din materialul următor. Un tânăr de 19 ani din comuna Bobota a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a furat o autoutilitară și, chiar dacă nu deținea permis, a condus-o pe drumurile publice. Fapta s-a petrecut în dimineața zilei de 30 ianuarie în curtea unei firme din Zalău, când, spun polițiștii, profitând de faptul că mijlocul de transport avea cheile la vedere, a sustras autoutilitara și s-a făcut nevăzut. Dispariția autoutilitară a fost sesizată prin apelul de urgență 112. Polițiștii reușind în scurt timp să îl identifice și să-l prinde pe autor. Cercetările au stabilit că adolescentul nu posedă permis de conducere. Autoutilitarea a fost recuperată și restituită părții vătămate. Bobotanul, în schimb, a fost reținut și mai apoi arestat preventiv pentru 30 de zile.